fiecare an, la 31 octombrie, este celebrată Ziua Internațională a Mării Negre. Întinderea vastă de ape mângâie țărmurile a numai puțin de 6 țări de pe două continente. Europa și Asia își regăsesc trecutul și își reînnoadă mereu viitorul prin intermediul Mării Negre. În urmă cu 23 de ani, cele 6 state riverane ale ei, Bulgaria și România în vest, Ucraina în nord, Federația Rusă în nord-est, Georgia în est și Turcia în sud, i-au dedicat un plan strategic de acțiune. Astfel au devenit semnatarele acestui document care cuprinde în filele sale cel mai complet set de programe și măsuri pentru salvarea și reabilitarea Mării Negre. Acest document, la vremea respectivă, a reprezentat un angajament din partea tuturor țărilor riverane Mării Negre, un angajament de a proteja și de a depune toate eforturile necesare pentru ecosistemul Mării Negre. Practic, în acel moment, țările riverane au înțeles că Marea Neagră se confruntă cu numeroase presiuni și amenințări și numai printr-un efort comun acestea pot fi gestionate sau chiar îndepărtate. Mai mult decât atât, artizanii scrisului și maieștrii notelor muzicale i-au fredonat duios glasul valurilor. Să ne iubim pe țărmul Mării Negre ca două frage de fierbinți statui, să fim întâia clasică pereche a omenirii noi ce încă noi, spunea Adrian Păunescu. Un val pentru mine, un val pentru tine, o mare ne leagă cât viața întreagă. Nisipul încinge, nici valul nu stinge, în jarul iubirii noi ardem ca mirii. Valsul acesta de valuri zdrobiri leagă-ne marea între maluri de dor. Noi recum doi pescăruși argintii ne înălțăm și dansăm într-un zbor. Ziua Internațională a Mării Negre este marcată printr-o serie de activități cultural-educative, expoziții de fotografii, concursuri, târguri și jocuri distractive. Prin intermediul acestor evenimente se urmărește conștientizarea în vederea adoptării unui comportament pozitiv și responsabil față de mediul marin și costier, fiind însă în același timp și un prilej de sărbătoare. Suntem constanțeni, locuitori de pe țărmul Mării Negre. Trecutul ei ne curge prin venele fiecăruia dintre noi. Ce mesaj le adresați constanțenilor și nu numai cu ocazia Zilei Internaționale a Mării Negre? Foarte important să avem responsabilitatea deșeurilor pe care le producem și a felului în care ne conducem viața în jurul Mării Negre. Anul 2019, din monitorizările Mare Nostru, s-a dovedit a fi anul cel mai murdar, cu plajele cele mai murdare rămase astfel în urma turiștilor veniți pe litoral, și acest mesaj nu este unul care să bucure Marea Neagră sau care să-i bucure pe cei care sunt preocupați de ecosistemul marin. Toate aceste deșeuri riscă să ajungă în mare și să fie consumate de ceea ce mai târziu va deveni hrana noastră. Marea Neagră are o suprafață de 413.488 de kilometri pătrați și o salinitate scăzută. Adâncimea sa maximă este de 2.245 de metri și scaldă țărmul României pe o lungime de 234 de kilometri. Importantă cale navigabilă, Marea Neagră conectează regiunile riverane cu Marea Mediterană și prin aceasta cu Oceanul Planetar.